Medicii de familie protestează astfel față de expirarea contractelor cu casele de asigurări. Ei spun că nu mai vor să semneze retroactiv aceste acte, mai ales că în unele cazuri au fost puși să achite ei tratamentele prescrise. Medicii sunt supărați și din cauza veniturilor foarte mici. De asemenea, sunt nemulțumiți și de faptul că sunt obligați să plătească din buzunar erorile cardului de sănătate. Blocajul a apărut după ce, miercuri, guvernul a prelungit valabilitatea actualului contract cadru. Acesta va fi valabil până la 30 iunie în baza unor acte adiționale. Contractul cadru va intra în vigoare la 1 iulie, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Medicii spun că nu au fost consultați înainte ca executivul să ia o astfel de hotărâre, așa cum prevede legea. De 10 ani suntem puși în situația de a semna ilegal contracte retroactive. Un contract se semnează adițional, se semnează în perioadă în care încă este în vigoare contractul vechi. Vă anunț că astăzi este 1 aprilie și contractul vechi nu mai este valabil. Dorim să intrăm în normalitate și legalitate. În acest moment ne e frică să le acordăm serviciile de care au nevoie. Ne e frică de viitoare imputări. Ne e frică de legislația care poate fi interpretată. Acest fel de colaborare nu mai este posibil în viitor. Pentru urgențe se folosesc medicamentele din trusă, dacă sunt urgențe într-adevăr. Pacienții ne susțin, chiar nu asta este problema și au înțeles întotdeauna că de fapt suntem de aceeași parte a baricadei. Dacă noi nu ne strigăm durerile, problemele și funcționăm în continuare, știți că pe nou cod fiscal sunt taxe și mai mari, asta înseamnă că la anul vom fi siguri falimentari cu toți. Pacienții noștri în general n-au de suferit pentru că relația noastră cu ei este foarte bună, nu bună după atâția ani, pentru că și ei urmăresc media și știu ce s-a întâmplat și ce se întâmplă astăzi și luni. Prin urmare, majoritatea sunt pregătiți. Nimeni nu stă fără rezerve 2-3 zile, deci toată lumea are rezerve. În ceea ce privește consultațiile programate astăzi sau luni, pacienții fie le plătesc, fie medicul le face gratuit, fie așteaptă până când se va rezolva acest blocaj. În funcție de serviciul medical pe care îl poate oferi un medic de familie care are și o specializare suplimentară, costurile consultațiilor și serviciilor pot varia între 10 și 40 de lei.